Prezența de spirit și cunoștințele de prim ajutor ale unui polițist din Pitești au făcut ca un eveniment ce putea fi tragic să se termine cu bine. Polițistul a observat pe stradă o mașină care staționa neregulamentar. Când s-a apropiat, a observat că șoferul era semiconștient. Imediat i-a acordat primul ajutor, iar concomitent a rugat un trecător să sune la 112 și să solicite un echipaj medical. Până la sosirea ambulanței, i-a acordat îngrijirile necesare bărbatului de 47 de ani. Ulterior, acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat conștient la spital.